vedem cornerul pe care se pregătește să-l execute Alexandru Cicâldău, un alt în careu. Balonul este respins de către fundaș. Faza continuă cu un șut în diagonală și prinde acolo Pap. Revedem această fază cu o primă ocazie a craiovenilor. Ioniță s-a mutat acum în stânga și a catapultat acest balon. Pap a respins, apoi a fost acolo Miron care a retras.